Bună seara și bun găsit la Actual, regional. Sunt comune în țara asta de la care și multe orașe ar avea ceva de învățat. Mulți vorbesc despre digitalizare și alții chiar o fac. Comuna Ciugud din județul Alba și-a lansat monedă virtuală. Cum se poate obține și ce se poate face cu ea, vedem în materialul următor și apoi mergem la Ciugud. Mașina de colectare a peturilor se numește Verzulică și este un adevărat magnet pentru copii. A fost montată în curtea școlii gimnaziale și pentru fiecare sticlă PET sau doză de aluminiu, îi recompensează pe cei mici cu un ciuguban. Nu este o criptomonedă în adevăratul sens al cuvântului, ci o modalitate de recompensare a celor care colectează selectiv. Se protejează mult mai bine natura cu aceste aparate. Și în schimb poți primi un ciuguban. O sticlă este o mâncare pentru robotul verzulică. Și, și copiii trebuie să merite ceva, un ciugubanuț. Am adunat 10 ciugubani și am adus 10 sticle. O să aduci toată vara? Cred că da. Chiar ne îi trebuie mai mult curățenie. Dacă beau o pahar cu apă și se termină sticla de unde beau, pot să iau unul și să pun aici. Mi se pare idee foarte bună pentru că ne va ajuta foarte mult în viitor. Și cu banii care se strângem o să ne cumpărăm rechizite și poate o să mai dăm și la copiii sărmani. Inițiativa s-a bucurat de mare succes încă din primele zile. Au fost foarte încântați, foarte entuziasmați, l-au luat cu asalt pe verzulică, i-au luat toți ciugubanii și în fiecare zi vin de acasă cu tot felul de peturi, sticle, doze ca să, să le aducă lui Verzulică. La final de vacanță vor converti aceste, aceste bonuri valorice în bani real, prin care pot să-și susțină apoi proiectele dezvoltate de ei aici la școală. Autoritățile vor să extindă proiectul. Noi mașini de colectare vor fi montate în comună, iar localnicii vor putea primi în schimbul ciugubanilor reduceri la magazinele sătești. Mai mult intenționează să solicite modificarea codului fiscal pentru a putea oferi reduceri de impozit în schimbul reciclării. Dan lungul purtător de cuvânt al primăriei Ciugud, este cu noi în această seară. Bună seara! Cum a venit această idee a lui Verzulică și a acestei monede virtuale? Bună seara și mulțumim pentru oportunitate, mulțumim că v-ați oprit astăzi și la Ciugud, chiar dacă virtual, prin intermediul acestei emisiuni și sperăm să ne și vizitați, pentru că lucrurile de la Ciugud, să știți că nu sunt wow, este doar normalitatea pe care ne-o dorim pentru orice localitate din România. Chiar această discuție o aveam și noi în regie înainte să începem emisiunea, pregătind materialele și trecând prin ele, uitându-ne ce s-a făcut la școală, ce s-a făcut pe străzi. Și asta spunea și mulți colegi, de fapt, aceasta ar trebui să fie normalitatea și nu excepția. Și să revenim acum cum va venit ideea acestei monede virtuale și acestei mașinării care rezolvă o problemă importantă în România, chiar foarte mare, a deșeurilor de plastic. Păi după cum știți, ar trebui să începem cu începutul. Începutul nu arată prea ros pentru România, pentru că România are o mare problemă în ceea ce înseamnă colectarea deșeurilor. Știți că suntem pe ultimele locuri, din păcate, în Uniunea Europeană, din punct de vedere a colectării deșeurilor. Și asta, să știți că nu ar fi nimic dacă am rămâne doar într-o statistică și ne-ar arăta din nou toți cu degetul, dar se resimte și în buzunarul fiecăruia dintre noi, pentru că, după cum știți, România trebuie să plătească uh, sume importante de bani pentru că nu colectează, pentru că nu îndeplinește aceste norme stabilite la nivel european și, în același timp, obligații pentru statele membre. Ei, în contextul acesta am spus că noi la CIUGU ne dorim un viitor curat, și de aici am pornit. Ne-am gândit pentru început să facem o patrulă eco, să implicăm copiii în tot ceea ce înseamnă reciclare. Noi de mulți ani reciclăm selectiv, dar nu am ajuns la nivelul în care să putem controla direct această reciclare. Și mai mult decât atât, să și vedem concret. Cât de mult se colectează din uh, comunitatea noastră. Și atunci am spus uh, ce ar fi să ne orientăm spre următorul pas pe care ar trebui să-l facă România, adică să introducă acel sistem de returnare a garanției, de percepere și returnare a garanției. Știți că este în momentul de față o lege, urmează să intre în vigoare. Uh, credem că anul viitor sau poate în 2023, ei bine, cert este că trebuie să facem acești pași. Și am spus a trebui să educăm cetățenii noștri să înțeleagă că trebuie să colecteze, să recicleze, pentru că dacă nu facem acest lucru nu vom avea cu siguranță un viitor curat. Și atunci am spus cel mai bine este să începem cu copiii. Așa l-am inventat împreună cu copiii pe Verzulică. Verzulică este un robot reciclator și de aici ne-a venit ideea să încercăm să și recompensăm copiii cu ceva și să știți că copiii sunt foarte, foarte atenți la tot ceea ce înseamnă digitalizare, inclusiv la ideea monedelor virtuale. Și în acest context am spus ce ar fi să facem o monedă virtuală pe care să o folosim în comunitatea noastră, iar copiii să fie atrași de această idee. Din fericire, să știți că ideea aceasta cu moneda virtuală a prins ca o mănușă și copiii sunt mai mult decât încântați. Au adunat de prin casă, de prin gospodărie tot ce au găsit ca și peturi, iar după primele 24 de ore de când l-am lansat oficial pe Verzulică, acesta ne-a și dat primul, prima alertă, respectiv faptul că s-a încărcat primul recipient, respectiv recipientul cu peturi. Până acum din câte știm noi, ultima dată când m-am uitat în sistem, pentru că sistemul are în spate și un soft performant care ne permite să urmărim inclusiv câte. Recipiente au fost colectate, de ce tip au fost colectate, și mai mult decât atât, inclusiv citește eticheta recipientelor și putem să știm ce fel de recipient a fost, a fost colectat. Ei bine, aveam undeva în jur de 700 de peturi colectate, vreo 300 de, de doze și aproximativ 300 și ceva de sticle. Ceea ce nu este puțin pentru o comunitate mică cum este Ciugudu și pentru o școală mică. Să știți că suntem o școală cu 165 de copii. Ce se va putea face cu Ciugubanii? Ciugubanul este moneda noastră virtuală, nu e o criptomonedă, este o monedă prin care, prin joc, educăm copiii, dar în același timp încercăm să-i și stimulăm să recicleze urmând să primească în schimbul acestei reciclări bani. Pentru început primesc bani virtual, pe perioada vacanței vor primi bani virtual, dar la finalul vacanței acești bani vor putea fi convertiți în bani reali, pe care copiii îi vor putea folosi pentru a finanța anumite proiectele, mai mari sau mai mici, legate de educație și nu numai, pot fi și proiecte extrașcolare. Practic îi stimulăm ca împreună pe clase să fie chiar o competiție, astfel încât să vedem care dintre ei reușesc să, să colecteze cât mai mulți. Să știți că la final, vă dezvălui dumneavoastră acest lucru, dar lor nu le-am spus încă, la final toți vor primi uh, sume destul de importante de bani pe care uh, să le folosească pentru a își finanța ideile lor. Pentru că până la urmă asta vrem să facem. Să-i facem pe copii să înțeleagă că mediul este important, să-i facem pe copii să înțeleagă că dacă se implică, ne implicăm și noi și îi sprijinim și pot să își dezvolte ideile și mai mult decât atât vrem să îi educăm astfel încât să înțeleagă că un cetățean implicat este un cetățean care uh, trește bine în comunitatea lui și care poate să-și facă, să-și creeze singur fericirea de care are nevoie în comunitate. Și poate mai târziu vă vorbesc și de acest concept, fericirea, pentru că este un indicator pe care noi vrem să-l folosim în a măsura mulțumirea din comunitatea noastră. S-ar putea extinde totuși această monedă virtuală și la alte servicii din comunitate să fie folosite de adulți, și poate, de ce nu, să devină la un moment dat o criptomonedă în adevăratul sens al cuvântului? Ne-am învățat să spunem că nu știm ce se poate întâmpla mâine. Atât de mult au evoluat proiectele noastre de la Ciugud. Vă spunem sincer că nu ne-am fi așteptat niciodată să avem, spre exemplu, o școală Smart care să fie reper pentru educația din zona rurală și din România. Dar, da, avem proiecte prin care vrem să folosim această monedă pentru a stimula și a educa cetățenii până când va intra în vigoare acea legislație privind perceperea și returnarea garanției. Adică vrem să pregătim cetățenii noștri pentru momentul în care lucrurile nu vor mai fi doar o joacă sau o încercare de a-i determina să facă ceva, ci va fi obligativitate. Și atunci vrem ca toți să fie pregătiți și de aceea discutăm acum cu magazinele din, din Ciugud pentru a putea intra și ei în parteneria cu noi Vrem să mai montăm astfel de stații în Ciugud, iar magazinele să ofere în schimbul acestor monede virtuale, în schimbul ciugubanilor, reduceri pentru cetățenii care reciclează avem deja un prim întreprinzător local care și-a anunțat deja interesul pentru o astfel de inițiativă și de săptămâna viitoare începem să analizăm modul în care vom monta a doua stație de reciclare lângă acel magazin și în viitor gândim acum împreună cu colegii noștri posibilitatea ca ciugubanii să fie folosiți inclusiv pentru a recompensa cetățenii prin reduceri, prin bonificații de taxe și impozite locale, la taxele și impozite locale. Adică vrem să le arătăm că implicarea aceasta cetățenească și respectul pe care îl manifestă pentru comunitate se întoarce la un moment dat și într-o răsplată pe care administrația locală le oferă. Este o formă de civilizație, să știți, este o formă de educație, este un win-win reciproc, dacă îmi permiteți cum spun uh, englezii, este un win-win prin care încercăm să îi educăm pe cetățenii noștri, indiferent de vârstă. Să știți că noi avem proiecte prin care încercăm să facem educație de la cetățeanul tânăr de uh, 7 șapte ani, de șase ani, până la adultul uh, sau vârznicul care a ajuns la 75 de ani. Cu toții trebuie să învățăm, cu toții trebuie să ne educăm și cu toții trebuie să înțelegem că doar de noi, doar de noi depinde cum arată comunitatea noastră, depinde locul în care trăim, depinde fericirea noastră, că vă spuneam și de acest concept pe care noi îl îndrăgim și vrem să-l aplicăm la ciugud. Când a apărut această știre, m-am întrebat, Dar mai este la ciugut problema asta? Pentru că în orașe se întâmplă puțin altfel. Primările spun că se face o colectare selectivă, te duci la punctul gospodăresc, dar vezi că, de fapt, acolo lipsesc containerele respective. Sau sunt acele containere, dar, de fapt, vine agentul de salubritate și le pune pe toate la grămadă. Și asta e un lucru care îi descurajează foarte, mulți pe, foarte mult pe oameni. Vreau să vă întreb cum se întâmplă la dumneavoastră, pentru că presupun că aveți și un sistem de colectare selectivă. Este eficient acesta? Cum reacționează oamenii? Da, o să vă explic ce înseamnă partea aceasta cu colectarea selectivă. La Ciugud este o problemă pe care am abordat-o de foarte mult timp. Vedeți în imagini acum Patrula Eco. Este un proiect pe care colegii mei din primărie l-au inițiat împreună cu cadrele didactice acum mulți ani. Un proiect prin care am implicat copiii în tot ceea ce înseamnă educația privind colectarea selectivă. Copiii și au format această patrulă împreună cu polițistul local, au mers și au verificat, vreau să vă spun, fiecare curte și fiecare container, astfel încât să vadă dacă cetățenii colectează sau nu selectiv. Mai mult decât atât, le-au atras atenția celor maturi, să spunem, celor mari că trebuie să colecteze selectiv, le-au dat avertismente. Iar a doua oară, când au venit, au fost cei care chiar au indicat amenzi pe care le-a aplicat polițistul local. Doar așa facem educație, încercând să uh, oferim la început, nu știu, o susținere, o consiliere și ulterior uh, trecând și la forme de, uh, de coerciție. Uh, dar, revenind la uh, patrula ECO, să știți că noi vrem acum, uh, pentru că începe vacanța, să facem. Uh, o selecție a viitorilor polițiști de eco, pentru că avem și acest proiect implementat la nivelul școlii noastre, să selectăm copii care vor să se implice și care vor să ne ajute în promovarea reciclării în continuare. Și revenind la întrebarea dumneavoastră, să știți că, da, la Ciugud reciclăm gunoiul, cât mai mult din gunoi, astfel încât am ajuns de câțiva ani să reciclăm pe mai multe fracții. Practic, deșe, deșeul menager este foarte, foarte atent selecționat, peturile, cartoanele și tot ceea ce este reciclabil se adună într-un sac și este preluat într-o săptămână de colectorul nostru. Resturile vegetale din gospodărie se toacă și inclusiv resturile alimentare se pun într-o într stație de compost și se folosesc în agricultură sau unde au nevoie. Cetățenii noștri, pentru că fiecare are o grădină mai mare sau mai mică, iar la gunoi ajunge doar ceea ce, ceea ce nu poate fi reciclat. Și, în contextul acesta, să știți că am ajuns la ciugud, la un grad de reciclare foarte bun, spunem noi, astfel încât copiii sub 18 ani nu plătesc taxa de salubritate. Practic, aceasta, aceasta a fost recompensa pentru că copiii noștri prin patrula ECO s-au implicat în educația cetățenilor noștri și pentru că am redus cantitatea de gunoi care ajunge propriu zis la groapă, am reușit să dăm aceste stimulente. Practic, vă spuneam, copiii până la 18 ani nu plătesc taxa de salubritate. Să încheiem acest capitol al deșeurilor cu poate cea mai mare problemă care o regăsim în Cluj, în Transilvania și în România. Probabil că și la Ciugudo aveți molosul. Chiar mă gândeam la Cluj, n-ar trebui un verzulică pentru molos, pentru că sunt pline pădurile din jurul orașului și la dumneavoastră aveți case noi, frumoase sau probabil vechi și renovate. Cum rezolvați această problemă? Da, este adevărat. Problema deșeurilor inerte, așa cum sunt denumite ele de legislație, este o problemă pentru fiecare comunitate. Din fericire, noi am reușit să controlăm acest lucru și nu le avem aruncate în văi la marginea localităților și așa mai departe. Dar și pentru noi este o provocare. Este o provocare pentru că legislația, dacă îmi permiteți, este un pic neclară. Uh, mai mult decât atât, uh, ar trebui uh, să existe uh, recomandă reguli clare și un mod clar, o procedură clară: ce colectăm, cum colectăm. Știți că în statele uh, din Uniunea Europeană, statele dezvoltate, Există un grad foarte mare de colectare și din aceste deșeuri inerte, și din acest molos, cum îmi spuneți dumneavoastră. Se colectează aproape 90 și ceva la sută. Ei bine, în România, de cele mai multe ori, acest moloz ajunge în așa zisă umplutură pentru viitoarele construcții. Nu știm dacă este o soluție sau nu. Cert este că e bine pentru moment că nu ajunge în văi, în albia râurilor și așa mai departe. La Ciugud avem două variante. Am făcut temporar un, un mic spațiu în care se, se depozitează pentru moment aceste deșeuri, urmând să fie preluate de operator sau cel care construiește poate face un contract direct cu operatorul, îi pune la dispoziție un container, iar în funcție de capacitatea acelui container, plătește ulterior pentru a fi ridicat. Ați făcut oamenii foarte că... curioși cu ceea ce ați realizat acolo, dar ar putea deveni Ciugudu o destinație turistică? Ce ar mai fi de văzut la dumneavoastră? A, acum, fără să ne lăudăm, fără să fim lipsiți de modestie, dar suntem o destinație, suntem pe harta mondială a golfului, pentru că avem uh, unul dintre cele mai moderne terenuri de golf din uh, Europa, dar și din lume. Uh, este un teren de golf uh, foarte modern, este o investiție de peste 15 milioane de euro, o investiție privată, care este construit. Pe o veche pășune a satului Teleac, un teren de golf care este în momentul de față singurul autorizat din România, acreditat din România pentru a găzdui competiții internaționale. Și um, am putea să spunem că, în același timp, mai avem încă o valoare din punct de vedere a zonei rurale. Avem râul Mureș, care uh, în curând va fi mult mai mult folosit, valorificat și pus în valoare pentru că noi construim o rețea de debarcadere pe râul Mureș pentru ambarcațiuni ușoare. Noi am terminat deja acest debarcader, este primul debarcader construit de o comună pe râul Mureș. Ulterior urmează să fie construite astfel de investiții și în alte localități apropiate. Iar cetățeanul care este pasionat de plimbări în natură, poate să vină cu caiacul, să pornească de la Ciugud, spre exemplu, sau de la Sântimbru, comuna de lângă noi și să ajungă în județul Hunedoara, acolo unde va fi ultimul debarcader pe care îl vom construi noi. De fapt, îl, vom construi, îl vor construi colegii noștri din acea localitate pentru că este un proiect integrat. De asemenea, construim tot pe malul râului Mureș o zonă de agrement, zonă de picnic civilizată, unde oamenii pot să meargă să petreacă timp în natură, dar fără să lase în urmă peturi și alte lucruri, așa cum se întâmplă în momentul de față, pentru că vor avea la dispoziție zone de grătar. Și mai mult decât atât, vrem să construim Inclusiv un parc de rulote. Proiectul este aprobat, va fi un parc de rulote ca în Occident, sperăm noi, și care deja stârnește curiozitatea multor, multor rulotiști, pentru că deja ne scriu și deja ne întreabă despre acest par de rulote, pe care începem să-l construim, cred că, în săptămânile următoare. Doar un minut din această emisiune și vă rog să concentrați care este esența, să spunem așa, care este filozofia care a stat la baza acestei dezvoltări a ciugudului, poate și pentru cei care se gândesc să vă viziteze și să rămână la dumneavoastră pentru totdeauna, să-și construiască o casă acolo un minut, care e filozofia din spatele succesului? Foarte scurt, noi credem că la Ciugut este doar normalitate. Dar în același timp, noi nu credem în România lui nu se poate. Și de aceea, cu multă muncă, să știți că orice este posibil și totul depinde de noi. Dacă vrem să schimbăm lucrurile din zona noastră. Noi vă invităm la Ciugut cu drag să vedeți că nu este wow, este doar normalitatea pe care ne-o dorim și vă dorim și dumneavoastră pentru orice sat din România. Mulțumim, mulțumim mult, Dan Lungu de la Ciugud a fost alături de noi, o destinație bună pentru un weekend sau poate pentru toată viața. O seară excelentă, rămâneți cu TVR Cluj!